care este al lui George Cuvaie, project manager la Content Speed. El ne va vorbi din experiența lui de peste 5 ani în susținerea clienților cu potențial din România și o să-l las pe să vă spună mai multe. Ai nevoie de microfon? Nu, numai eu vorbesc. Cum să am mai multe emoții, dar nu știu, dar prezentări așa că e mai bine tot. Bun. George este prima dată la lumea să pe PC, da. Și speaker, așa că haideți să-i dăm un să-l aplaudăm ca să vă îmbrăcați. Bun, o să vă spun despre proiectul nostru, care este la pateterie.ro și mă bucur să fie aici doamna Ileana Ariel, de la Austral. Bun. Să încep simplu. Cine este noi? Content Speed, soluție românească de e-commerce. Suntem pe piață, nu știu, numele asta din 2007. Am făcut primul magazin online în România cu 2000, se chema Rate.ro. Suntem o echipă de 20 de oameni, am făcut peste 300 de magazine. Suntem lider de piață pentru soluții custom de e-commerce. Și, mă rog, nu se vede ce scrie acolo, scria că suntem orientați pe creșterea pentru un hit and run. Ce am zis în hit and run, există o grămadă de agenții care fac un site și după care spun, ok, luați site-ul ăsta și scurați cu el. Filozofia noastră este să construim alături de client, să dezvoltăm împreună și să ajungem la rezultate mult mai ok decât dacă am lăsat client și să își bată de capul. Nu știu dacă am făcut bine asta, poate nu am mai lea. Bun. Clientul nostru în cazul acesta a fost Austral Trade, cu o experiență de 20 de ani. Anul ăsta am prins 20 de ani, sunt în 93, cu o cifră de afaceri de 97 milioane de euro în 2012. În anul 2010 i-au lansat proiectul papeterie.ro. Avea aproximativ 1000 de produse la lansare. În 2011 la Gupec, de la Premier e-commerce, am luat primul pentru cea mai bună magazin online de papeterie și bură. Și când au venit, după ce au câștigat premiul de la Gubec, au venit la și ne-au spus că vrem un magazin mai bun, mai performant, mai... să câștigăm mai mult. Astea erau datele la momentul respectiv. Respectiv aveau 60 de comenzi pe lună, aveau o comandă medie undeva la 190 de lei și o rată de conversie de 1,5%. Ceea ce e ok, ca rată de conversie. O să zic un pic despre indicatorii ăștia, practic. Cine a mai avut de-a face cu magazinul online știe despre ce e vorba. Sunt folosite aceste indicatori ca cei mai importanți în e-commerce. Practic, câte comenzi ai pe lună, care e valoarea medie și care e rata de conversie. Asta ne interesează cel mai mult. Bun. Am identificat o serie de provocări și anume, clientul dorea să aducă mai multe produse pe site. Ca să aducă multe produse pe site, erau prezentate într-un mod cât mai simplu pentru utilizator, astfel încât experiența de utilizare să fie cât mai simplu. Am creat un layout nou, l-am optimizat, mă rog, am avut mai multe faze ale lui, am ajuns la o soluție ok, la momentul respectiv. A doua provocare a fost creșterea comenzii medii. Pentru că, cum să zic, în papetărie te lovești de problema că ai multe produse, dar sunt foarte ieftine și atunci trebuie să vinzi cât mai multe. Ca să vinzi cât mai multe, trebuie să impulsionezi clientul. Pentru a face asta, am creat un sistem de reduceri, reduceri pe coșul de cumpărături, respectiv, dacă cumperi de 1,5 milioane sau în coș de 1,5 milioane, îți apare un mesaj pe coșul de cumpărături și spune dacă mai pui de încă 50 de lei în coș, primești un discount de 5%. Ceea ce e foarte ok. Sistemul ăsta e pe trepte și astfel poți să crești valoarea asta. De asemenea, mai există niște sisteme de bonusuri, respectiv, dacă cred că la 2 milioane acum, dacă comanzi mai mult de 2 milioane, poți să alegi un produs cadou. Astfel, tot felul de elemente din astea ca să putem crește comanda medie. În ideea asta ne-am ghidat puțin de faptul că pe papeterie de obicei există un responsabil care face achizițiile. Dar există, nu știu, o persoană care se ocupă de tot ce înseamnă, nu știu, administrarea biroului sau mai știu eu ce, care face comanda respectivă și atunci primește un cadou, poate să-și aleagă un cadou. Deci, la multe ori, nu se duce către firmă cadou respectiv, dar pune de persoana care a făcut diploma. Așa atunci, toată lumea fericit. Bun. Mai exact un cu recurența. Practic, ce-ți poți dori decât să ai clienți care se întorc la tine?
Și astfel, mai ales că fiind un domeniu foarte, la care se plătează foarte mult recurența, adică nu e ca și când îți cumperi un ceas care costă, nu știu, 30 de milioane și îți cumperi și a doua lună. Nu, la papetărie ai nevoie constant de suplarele respective. Și atunci, trebuie să crești recurența. Astfel am creat niște sisteme de cupoane, respectiv poți să ai o comandă de o anumită sumă, primești automat un cupon pe care îl poți folosi în termen de X zile pe care le alegem noi, pe o anumită categorie sau pe o anumită marcă sau, mă rog, se poate fi customizat destul de bun. La fel, tot pentru asta am creat un sistem de wishlist-uri. Respectiv, probabil că știți, dacă ați dat pe Amazon, e nebunie cu wishlist-urile. La noi nu prea se folosesc în România. Cel mai mult Amazon le folosește eBay și am făcut foarte jocat. Așa. Am făcut... Și bine, dacă tot suntem. Bun, am început să fiu obisnuit. Da, acum câțiva ani nu prea se foloseau. Astfel îți poți crea mai multe liste, poți pune produsele din listă direct în coș, practic le poți folosi tocmai ca să treci recurența, să fie mai ușor să plasezi a doua comandă. Practic asta am încercat să facem experiența cât mai ușoră pentru a plasa mai multe comenzi. Și mai mult decât atât, poți să și marchezi utilizatorii dacă și-au adăugat în listă, dar să faci campanie de remarketing. Automat, în admin există și la poartă și poți să vezi ce produse au fost adăugate în lead-uri, în wishlist-uri și poți să te joci un pic cu ele. Adică tot ce se întâmplă, asta se întâmplă pe site-ul public, practic, dar în admin există corespondență pentru orice și atunci poți să ai niște rapoarte destul de detaliate. Eventual poți să încarci niște pagini virtuale și astfel să marchezi un pic mai adânc comportamentul utilizatorului, în funcție de ce informații ai cu bază de date. Exact. A patra provocare a fost, practic, sistemul de consiliere pentru clienți. Exact cum ziceați cumva mai devreme, trebuie să te apropii cât mai mult de client, să-i dai conținut relevant pentru el. Și cei de la papetărie aveau deja un personaj care se cam a fost de papetărie. Cu ocazia redesign-ului și rebranding-ului am decis să, împreună, ca acest personaj să fie implicat mult mai mult în site, efectiv să apară peste tot prin pagină de categorie, cu articole, în pagina de produs să spună uite ce crede prof despre chestia asta și mai departe. Practic, ceea ce spuneați v-am cu expert review a fost făcut prin acest personaj care a devenit mascota site-ului. S-a făcut și o identitate nouă, nu am făcut-o noi, ne-am arătat doar design-ul pentru ea, logo-ul vechi și logo-ul nou și schița de la profil de papetărie, cea care a fost întâlnit și noul personaj. Bun. Asta a fost rezultatul final, practic propunerea de layout. După cum spuneam, există profil de papetărie acolo-sus care, mă rog, dă mesaje random. La fel, recomandă prin site diverse chestii, apar și articole, așa cum spuneam. Coșul de comporturi și cu listele pe care să le vezi tot timpul, să ai rămân fix la navigare, astfel încât să le accesezi cât mai ușor, la fel, pentru ca experiența de navigare să fie cât mai simplă. Am făcut și un sistem pe la care o rezoluție mică și nu țin cap pe coșul lateral să se pună în partea de jos și la fel să poți deschizi listele. Mă rog, astea sunt detalii de usability, practic. Și ne interesează mai mult ce am reușit să facem în timpul ăsta. Astea sunt niște statistici de pe ultimele 3 luni. Am ajuns la 170 de comenzi pe lună. Valoarea medie a comenzii a ajuns la 350 de lei. La fel de conversie pe 6 poate părea la fel ca la început. Să nu uităm că e perioada de vară unde automat scade interesul pentru acest domeniu și ar crește și traficul foarte mult. Astfel încât în momentul ăsta e o rată conversă ok, ținând cont că noi garantăm ca și firmă undeva la 1% contractual. Adică dacă nu se întâmplă să, ca un client al nostru să atingă rată de conversie de 1%, lucrăm un cap până se întâmplă. Mă rog, aici depinde dacă are prețuri foarte mari, nu sunt în chiar pe chestia asta. Bun. Încă doi indicatori foarte buni, și anume locul întâi în Google pentru papetărie și o rată de conversie de 2% din AdWords. Pentru asta, colegii mei de la Web Digital și de la SEO Cupcake poate ne pot da mai multe detalii pentru că ei s-au ocupat de proiectul ăsta. Bun. Cam asta am de spus. Am făcut prezentare destul de scurtă. Dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție. Am fost câteva lucruri
care pot fi controversate, așa. Nu, Bona e nesupt controversă, ce? Cristi, trebuia să stau mai mult din casă. Nu. No.